Bună ziua! E? Da, tu lasă-mă pe Nu, mie. hai. Vreau să fac astăzi o... Cred eu că iasă ciorbă de varză dulce. Că la soțul meu îi place mai scăzută. Și mie îmi place mai ciorbă. Acum nu știu Mai cum o fi. lungă. Mai lungă. Mai zeamă lungă. Mai zeamă lungă, zeamă scurtă. Cum să mai spune? Acum, eu așa vreau să fie mai lungă, dar să vedem dacă mai într-o dată nu într-o soțul și zice că nu, în aia se schimbă foaia. Păi vedem ce-o ieși. Da, dar e și iasă ceva. Păi aia. Tot iasă ceva. Da, iată așa. Să mai strâng și țelina asta și pun în ea. Pun numai morcovola și gata. Că e prea faină. Asta e pentru supă. Uitați ce faină. Cu trile am luat-o din piață. De aici la noi, piața nostru. Hai să călim asta. Da, din hală, că piața Mami, tu ai noastră, adus uleiul aici. uloiul e acolo, Da? da, uloiul, deci numai atât. Ne trebuie un morcov, două cepe și o să le călim aici, în oala asta. Asta e oală faină, asta e din aia care nu prinde, așa-i? Da. Asta e faină, faină, faină e Chiar uliuța. am arătat la Kaufland că fost cu 130 ceva, 140 asta singură. Și noi am luat-o la 50. Știi? Ok. Da? Că nu o să desfac Tu știi că aici. mai ai în cămară ulei? Da. Mai un bax și eu am zis că nu mai am. Când mi s-a terminat uleiul ăla de 2 kg care n-am putut să-l pun aici. S-a terminat și zic, o, trebuie să mă duc în cămară să mă duc. Și ce daci? Dar nu mai te duci, zice că nu mai ai. Și eu l-am înțeles că nu mai am. Dar de unde? Că am avut. Așa. Asta mai este un pic. Tai înceapă la repezană. Ieri au pus Dacian la câini să le fiarbă cărniță, așa, să fie fiartă. Și oase cu cărniță. Și au pus acolo, el a început să uite pe telefon. Eu știu ce-a făcut acolo. O uitat de carnea aia și Angie, nu știu după ce a ieșit afară și a văzut că e fum aici la noi. N-am văzut. Dar ce? Stai să spun. Deci prima dată când am ieșit, mă, cineva taie porcul. Prăjolește. Că așa un miros de prăjolit o fost, știi? Nu, poate vecina. Că am văzut că mere focul la ea, am crezut că vecina. Bun, m-am dus înăuntru, ies a doua oară. Mă, da, acum miroase ceva ca și cum o tăiat porcul și o luat mațele de acolo, știi? M-am gândit, Doamne, zic, așa tare să miroase? Și am vrut, ba nu, m-am uitat peste casă și am văzut pe hornulețul ăsta de la hotă, că iese fum, știi? Am zis, vai, ăștia au uitat ceva aici în bucătărie. Când deschid ușa, credeți-mă, plin de fum a fost aici. Nici n-ai putut să intri, deci n-ai văzut până aici la aragaz, nimic n-ai văzut. Și Astăzi Angie a șters mobila. am făcut astăzi, am șters geamurile, mai perdelele trebuie să le spăl. Deci, Deci au fost crum în cratiță. da, deci, Și daci. tigaia mea, aia o țin eu mult pentru când fac mămăligă,
Că nu am așa mică ca aia niciuna. Fac mămăligă sau când fac cartopireu sau ceva așa puțin, cum să zice, atunci fac cu ea. Vă arăt pe victima. Deci, am pus ulei, am pus două cepe și un morcov. Revenim și la... la cratița care... Asta-i. Asta, deci dacă ați fi văzut-o, cum o arătat... Da, vă arăt. Deci, aici, neagră, neagră a fost. Aici, punctul ăsta, n-am putut să-l scot. Nu, asta n-am putut să-l scot. Seama. Dar roata așa... Totul a fost negru. Negru a fost aici, așa am făcut-o, s-a dus... Și nu știu cine a spus, poți să o arunci la bidon. Și am zis, nu arunca la bidon, pune apă în ea. Și au pus Angie apă în ea, așa, până sus. Da. Și au pus-o sus pe pifniță și eu de dimineață am golit apa, am luat praf de curățat și uitați că am făcut-o ca nouă. Da. Doamne, apără, cum să mă arunc eu? Doamne, că atât am urmat. Da, așa am pățit noi. Ce să facem? Să mai întâmplă la case mari? Deci, mici incidente. Dar bine că n-am fost plecați de acasă. Și am fost aici. Că, că noi cam obișnuit să plecăm da, de acasă. Bine, dar nu știu cum o știut el să uite. Nu pot să-mi dau seama. Na, stai aici. Să mai întâmplă. Dacă știți dumneavoastră că am luat două cozi de porc. Și acum le pun aici. Da. Și... facem noi ceva pe ele. Hai să arunc apa că e urâtă. Și îți dai seama că nici hota n-a mers și a ieșit așa fumul pe hornul ăla. Îți dai seama? Deci nu, așa fumul fost aici. Deci o găsit fumul să meargă sus pe horn, știi? Deci eu nu știu, nu pot să-mi dau seama cum s-a întâmplat, dar nu. Bine că nu s-a întâmplat ceva mai... punem mai puțin rău. Puțin sare ca să se înmoaie. Da. Amestecăm. O călim puțin și atunci deja pun carnea. Da. Deci nu las mult. Atât. Și acum cuțitul meu să curăț cartofi. O să dau drumul la hotă. Așa. Punem și o leacă de cartofi. Da, fără cartofi, varza, dacă o faci fără cartofi, n-are niciun saț. Știu că sunt criticată de atâta lume, că nu se pune cartofi în varză, nu se pune cartofi în fasole uscată, dar încercați. Și dacă cumva nu vă iese bine... esența. Da, să-mi scrieți. Să-mi spuneți, uite, doamna, am pus și nu a ieșit bine. Chiar vă rog. Nu se poate să iasă rău. Îi dă gust mai bun. Da. Dar un exemplu acum, dacă eu fac varza asta și nu pun cartofi, crede-mă că nu te ține la stomac, nu te ține, nu ai niciun saț. Așa. Dar ce face, nu știu ce face acolo, să filmează singur? Da, fiecare face câte ceva. Da. Mai amestecăm aici de scurt. Dar cred că eu ar trebui să pun aici că nu va vine, îi face, că pierde, să mai crește. Îi face rău. Păi da. Este coada care am luat. Da. Ia așa. Așa și când scade și
carnea deja, o fier și ea și atunci pun boiaua. Da. Așa. Mai taci. Îi dau drumul mai târziu. Dă-i drumul mai târziu. Mai este. Da. Când vedeam pe bunica mea că curăța cartofi sau ceapă sau morcov sau orice și pe ăla mai urât îl lua și îl curăța și pe ăla mai frumos îl lăsa. Și eu ziceam, dar de ce nu-l luat ăsta fain? Uite ce fain e. Uite, de ce nu-l luat ăla fain? Mă lua pe ăsta urât. Păi să se scape de el că ăsta e străcat și să nu se strânce mai tare. O fost tăiat cu sapa, cum să zice. Da. Și atunci au curățat pe ăla. Da, să nu se strice. Și eu nu știam, întotdeauna mi-era așa un suspect cumva, că de ce nu l-au pe ăla fain? Că eu mă uitam la ea și când curăța cartofi sau ceva așa, mi-era de drag să mă uit la ea, la mâinile ei, cum curăța de repede, dar nu făcea așa cojile așa groase, dar eu ce să fac, nu, că fiecare mai are câte un. Câte o hibă. Și eu le iau mai groase. Dar m-am mai pus și pe ăsta și gata. Cred că ne lasă butelia. Crezi? Mm-hmm. Nu cred. Eu cred. Că face pâc, 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 pâc. Știi? E plină, mami. Da? Da. Vorbesc serios. Du-te, pune mâna să vezi. Și când plină. Am luat-o? Nu mai știu când am luat-o. Plină, plină. Nu e vreo două săptămâni. Nu. Cred că după anul nou am luat. Nu mai știu. A, nu. O suna pe băiatul care ne aduce butelie și a zis că nu vine atunci, că era înainte de Crăciun. De Crăciun. Da, și după aia s-a dus aici și-a încărcat-o. Exact. Și uite așa cum mai plină. Să vezi. Nu. Mă pune mâna să vezi cât e de grea. Ok. Atunci înseamnă că nu. Mere bine flacără, dar face pâc, 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 dar nu știu. Vedem noi. Și uitați aici, fierbe. Deci aici azi cartofii în așteptare. Da. Și cărnița aia trebuie să se cărească bine acolo, să fiarbă. Da, și să facem una, două și mâncare. Da. Știi ceva, mai merem să vedem la plăcinta aici. Da, da. Deci o fiert carnea, o scăzut apa, uitați, chiar e fiertă. Acum punem cartofii și varza și la final facem un rătaș. Un pic așa.
Sunt prea mulți cărturi. Nu. Fac o oră mare de varză și să vezi ce mâncă oamenii mei. Dacă vrea, dacă nu vrea, pânge cârnați. Să știți că eu mai am cârnați de când am făcut cârnațul. Deci nu s-a mâncat. Într-o zi vi-l arăt. Ți se pare ție că tai mult, că le tai mărunt, știi? Dar o să scadă ele. Poate cu unul mai mult. Asta nu mai trebuie. Dacă l-am curățat. Acum punem și varza. Ca tot imediat să fac și varza la fel și gata tot. Ar fi fost varza asta faină să facem sarmale. Uite ce faină. Uite ce subțire e. Fain. Mai facem și altceva. Nu numai sarmale. Da, aia ar fi fost faină, deci recomandată. Foarte fain. Da. În urmă cu 30 de ani, 40 de ani, pe timpul ăsta nu a fost varză. Nici la aprozar, cum se zicea atunci, nici din aștia nu găsai varză dulce. Și știu că bătrânii puneau în cămară varză dulce, în ziar o înfășurau, și o țineau acolo în beci sau în cămară undeva, ca să aibă și ei până în ianuarie, să zic. Dar cred că până în februarie nu a rezistat. Sincer da. Vă spun, nu a fost varză la orice oră, ca acum. Da, alte vremuri. Da. A fost atunci. Și dacă găsau săracile așa de primăvară, de primăvară. De-abia să nu era sere ca acum, în urmă, cu mulți ani în urmă. Și atunci de-abia apucau, când am făcut varză dulce, mamă, ce bucuroase au fost femeile că și-au făcut varză dulce. Nu ca acum, că nu mai știi ce mâncăruri să mai faci. Da. O tăiem așa mare. Aș putea și eu să o tai mai mică, dar așa îmi place.
Uite așa. Foarte fain. Mhm. Bun. Măi, ce dulce, ui. Da, e dulce. Poate nici n-am voie așa dulce, să nu. No, Angi, îți mulți cartofi la atâta vază. Să vedem. I don't know. Okay, și o lăsăm să scadă și atunci punem apă. Acum o lăsăm, dar pun un pic să nu cumva să se prindă. Revenim. Uitați, aici am curățat o căciulie de usturoi. De dingheu ăla asta, mugă. Chiar? Da. Eu nici nu știu nimica. Cu 30 de lei am luat. Da. Exact. Ai vrut și tu. Carmen, da. Da, Carmen, uite, Carmen, vezi? La mine nu se gândește că-i trebuie și o uliță. No, lasă ca aia, da. Aci, ai. Ai, atât. Hai să văd ce face. Uite, o scăzut. O scăzut. Și acum facem un pic de rântaș. Am mai avut un pic de ulei aici, să nu-l arunc. Deci, ce ulei din ăsta de la bunica? A fost bun? Da. De ce nu? Ok. Și acum ce pui acolo? Ulei. Deci, ima uleiuri punem. Uite așa. Să fac ce fac, dragă. Da, până deci o scăzut. Uitați ce bine o scăzut. Cât o pierd? Jumate de oră? Cam așa ceva. Cam așa ceva, jumate de oră și între timp s-o mai pus și un pic de apă, nu? Da, dar nu a fost cine să mă filmeze, să știți. Eu am avut treabă. I-am dat la Natalia să mănânce. Dacă mă supăr și cred că nici dumneavoastră, că ați văzut, am tăiat două cepe, am pus oasele alea, le-am lăsat ca să fiarbă și când au fost aproape fierte, am pus cartofii și varza. Și acum pun așa, numai cum se zice, de frumusețe. Un pic de ardei, de boboșar, de ciofi. Așa. Nu pune mai mult. Îi dă și gust ardeiașul. Și acolo se face, imediat punem cum îl cheamă, făina. Puțină făină pun. Și ardeiul ăsta imediat, dacă vede aici apa chiar pe imediat îi dat. Așa, mai luăm
făină. Un leac de făină. Punem să se facă. Și uite așa varză dulce. Da. E gata, o să fie pe lui socrul meu. Mult aduce. O să-i placă la socrul meu varză dulce. Oi, oi. Deci atâta pun. Da, o lingură. Da. O lingură bună. Luăm după foc. Nu lăsăm acolo să ardă. Am pus făina. Acum punem și boia. Ule, coța de boia. Ai mai luat tu de aici boia? Eu nu. Că nu mai am. Eu nici n-am folosit. Am eu acolo sus, deci nu-i problemă, mai am. Deci ai boia o? Am, că a zis că trebuie să mă ajungă până la parte. Când am cumpărat-o. Punem și vegeta. Punem aici. Dacă doriți, puneți, dacă nu, nu. Da. Cine cum dorește, doriți? Pune. Cine? Nu, nu. Cum nu doriți? E obligat nimeni. Cum doriți dumneavoastră, așa faceți. Credeți-mă, eu am crescut cu vegeta. Eu am crescut cu vegeta. Mami întotdeauna folosea vegeta. Da, și... pot să spun și eu dacă tot nu spune, nu. Eu am îmbătrânit cu ea. Nu. Deci eu am crescut cu vegeta și, și mami punea mâncare, punea acolo. Nu. Dar uite, n-am pățit nimic. Nu, depinde și de organism, pentru că, nu, vă spun sincer, deci n-am sunt lăsat, mulți oameni care... N-am lăsat, stai un pic. Da. N-am lăsat făina să ardă sau ceva sau... Și acum punem de aici. Așa. Numai dacă vreți să faceți rântaș, dacă nu vreți, puteți să faceți așa cum am făcut eu. Am pus două cepe, le-am călit și atunci puteți să puneți ardeiul acolo și dacă vreți să ardei boia dulce. Și atunci nu mai trebuie rântaș. Uite așa. Și stai să pun apă. Ok. Iar te deranjează ceva? Da. Ai dreptate. Asta e o varză minunată. Să știți. Să știți așa. Deci eu am pus sare când am pus pe ceapa când s-o călit. Deci nu mai trebuie sare. Cum e? Foarte bun. Așa. Lăsăm să se facă. Să pun până atunci condimentul ăla care a spus Daci că-l aruncă. Într-adevăr, are chili și e iute. Deci, dacă nu era cu chili și iute, nu, îți dai seama că îl foloseam. Da. Condimentul celălalt, că două feluri m-au dus, ăla a fost... Super. Super, da. Ăsta e altceva. Deci, condimentul ăla fără chili și fără piper mult, că ăsta conține foarte mult piper. Da, cum ai multe n-am feluri pus mult. De... Dar se vede că n-am pus mult. Multe soiuri de piper și, într-adevăr, e iute. Nu. Nu, lasă, că aici n-am pus mult. Spune, Lengo, să-ți aducă din ăla da, fain. Da, știi că-i spun. Mai ales că vine acum pe Paști cu da. Anca. Deci o să vină la noi și o să vedeți atunci ce-o fi aici. Aoleu! Da, ce-o fi, dragă? Mai ales că și Mirela, mama mea. Mai pui sare? Mai trebuie un pic, parcă. Deci o să fie fain, o să fie, o să vedeți. Asta e clar că dacă e o distracție, ceva, fără Mirela nu se poate. Da. Deci nu e nimic dacă nu e Mirela. La noi nu mai e cazul de distracție. Dar vreau să spun că Mirela e totul.
Anca fără Mirela nu se descurcă. No name. Nu. Și eu Anca. Nu. Și Anca, dar Mirela e cu organizații, cu de toate. Bine. Bun. Acum pune și pătrunjel. Proaspăt. Uitați ce minunăție am aici. De la Kaufland. Dar de ce te-ai ales acum? Păi, lumea crede că e de la piață, dar când zic Kaufland, oh. Nu e de la piață, e de la Kaufland, dar uitați ce fain lui. Aia care e la piață, crezi că tot din grădina lor e atât de păi, ală? Este care au, nu. Da, dar nu acum, la ora asta. Adică o fost, că acum nu e mai piața, ci o fost. Nu e mai gata. Deci nu mai vin bătrânii la piață. Numai la piața mică, eventual. Da. Deci numai la piața mică, acolo cine poate vrea să pună să suc de roșii, poate să pună suc de roșii. Da. Deci, înainte, când a fost piața mare, o să veni bătrâni să vândă, să... Nu. O să vină așa acum la piața cealaltă. Nu știu dacă o să că vină. Aici, nu știu cum o fi. Dar... Dai seama că ei trebuie să plătească masa. Da. Nu. Și cum să mai vină ei? Când aude, deci trebuie și aia. Atunci mă duc dincolo, că dincolo e mai ieftin. Nu? Și? Nu. Aici, în hală, nu cred că o să dureze mult. Ce pot să spun că o femeie care vindea brânză pe piață, când am văzut-o la piața Mihai Viteazu, doamna Viorica, și o stat o zi și o vintea înapoi. Da? Da. Nu. Ca să vezi. Și astăzi când am văzut o da, lasă-mă pace, ci că tot aia e. Tot aia e. Nu, Viorica. Știu că te uiți la noi. Nu la ei. Ah, nu la ei, da. Astăzi am luat de la ea și caș. Da? Dulce. Am luat și telemea de oaie. Am luat și ce mai, că trei feluri am luat. Telemea, caș. Mă atât am luat. Două. Telemea, caș și aia, cum se cheamă? Of, că mi-e pe limbă. Care s-a înnecat. Urdă. Să ne ca verișoară, te era să se înnece, de fapt. Era să se înnece. O mâncat verișoară mea. Ea locuiește în Belgia. Și și-o luat și ea sărăcă. Și-o luat urdă dulce. Da. Și zice, auzi, eu rup o bucată, așa, mergând pe drum. Zic, rupeți. Dar nu te amindează, nu te ia. Și și-o rup. Și nu mă arată, mă arată că nu mai fac. Și nu aveam apă la noi. Dar zic, n-am, ce să-ți fac? Hai mai repede să bei apă acasă. Dar aia ce-a făcut? Săraca, îți dai seama? Dar știu că, măi, că pentru că am mâncat și eu urdă din aia și așa greu s-o dus în jos. Deci musai trebuie să aveți o sticluță de apă, că altfel, dacă nu sunteți acasă, riscați să se întâmple ceva. Deci credeți-mă, îi... cum să zice, foarte periculoasă urda. Deci e uscat așa, nu știu cum e. Și trebuie să aveți grijă, într-adevăr. Deci să nu mâncați când o luați atunci. Eventual, da, păi poate să mânce, dacă da, are la ei. Da, numai să aveți foarte mare grijă că se întâmplă din astea și nu se știe. Dar ziceți dumneavoastră ce e aici? Nu e o bunătate. Și cartofii? Unde-s cartofii? Că am zis, n-ai pus prea mulți cartofi. Apoi... No, acum cine vrea să pună suc de roșii? Aici, poate să pună. Și cine nu, rămâne așa, cum e acum. Dar eu nu văd ca să mai pun suc de roșii pe lângă rântaș, nu. Deci, este care pune suc este, de roșii, da. Este,
cine dorește să aibă un gust mai... Doamne, ce minunăție, no. Că nici nu mai o las. Ok, atunci lasă. Așa. Da, exactamente. Așa. Da. No, bun, atunci facem farfuria și facem prezentarea. Să vedem ce luăm. Eu caut coada, că dar am cu coada am făcut, dar nu știu dacă eu găsesc coada aia. Păi ce găsești? Ia că așa, că nu-i mai. Tu vorbesc serios. Uite coada, mă. Ia că, nu, placere mea. Codița. Așa și bine. Deci, aici e bunătate, să încercați și voi acasă, e foarte bun și nu e o varză minunată, chiar așa de greu de făcut. Mâncarea asta și e ca așa. Deci, e o varză minunată. Da? Vorbești serios? Nu mai am o lingură, măcar. O, oh, eleu, înseamnă că-s dincolo, l-a spălat, cred că nu știu. E normal. Stai că m-a spălat. S-a rezolvat. S-a rezolvat lingura. Ce vreau eu să spun? Varza asta e mai mult așa mai cu zamă, dar chiar ciorbă. Și nici scăzută nu-i și nici ciorbă nu-i chiar. Are un pic de răntaș, dar e foarte fain, sincer. Deci... N-are rost. Chiar e foarte fain, super. Și am deci și coada. Deci n-are rost. Ia, că ia și codița și... Așa. Gata. Și gata. Da. Deci, aceasta e farsa mea. Cine vrea să facă, nu-i greu de făcut. Deci am tăiat două cepe, le-am călit. Da. Atunci am pus carne acolo, am pus apă, am lăsat să fiarbă. Când carnea a fost aproape fiartă, am pus cartofii, am pus varza. Asta nu am filmat, că am lăsat-o așa un pic să se călească, o idee. Și după aia am pus apă și o fiert. Și când a fost gata, am adăugat ardeiul la roșu. Cum îl cheamă, spune gogoșar. Am adăugat gogoșar, am făcut răntașul și aceasta este realizarea mea. Vă dorim numai bine, pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi și cu noi, să vă însoțească peste tot pe unde sunteți și în casa voastră și pe drum și în gând și peste tot să fie Tatăl ce este cu voi. Pace, la revedere! La revedere!